Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Dacă vă uitați la oamenii care dau cu piatra, o să vă vină să luați piatra aia și să dați mai tare înapoi. Eu astăzi vreau să vă rog ceva. Uitați-vă în sus. Nu o să poți să te rogi pentru ceilalți oameni, Doamne iartă-i, până nu o să-L vezi pe Iisus Hristos. Până nu te uiți în sus. Toată ziua ne uităm la pietre, ne uităm la bolovan. Și diavolul de-abia așteaptă, ascultă-mă să spun ceva. Știți de ce nu răspund la unii care mă jignesc și mă acuză și mă lovesc? Cea mai mare bucurie a omului care dă cu piatra îi se vadă că te doare lovitura. Nu-i fă bucuria asta. Nu-i fă bucuria asta. Tu stai pe genunchi și spune, Doamne, ai milă de el, Doamne, iată-l. Că și eu acum 10 ani în lume sau 15 ani în lume, dădeam și eu cu piatra, m-ai mântuit, acum ai milă și de el și mântuiește-l și pe el. Și nu o să vezi cerul deschis decât în momentul când o să spui, Tată, iartă-i. Nu le ține în seamă păcatul acesta. Dragii mei, nu putem privi și cerul deschis și pietre în același timp. Nu. Trebuie să alegi astăzi. Te mai uiți spre ăla care dă cu piatra și dai și tu înapoi sau te uiți spre Iisus Hristos, care pentru noi a încasat lovituri. Ca să fim noi astăzi vindecați prin rănile Lui. Slăviți să fie Domnul! N-ai vrea în această seară să înțelegi un lucru. O mers Ioan în Apocalipsa, era pe o insulă. Gândiți-vă! Mă gândesc că erau bananieri faini pe insula aceea. Mă gândesc că erau poate vile faine pe insula aceea. Mă gândesc că erau cine știe câte lucruri. Rocali, nu? Roci frumoase. Mă gândesc că în apă, da, pe lângă insulă, se vedeau așa vreo 7 metri apa cristalină. Se putea uita să facă scuba diving, Ioan. Să facă scufundare. Să se uite Ioan la rechin, la delfini. Dragii mei, ascultați-mă, spune Biblia că Ioan pe insula aceea era în Duhul. Și într-o zi, în ziua când era în Duhul, s-a uitat în sus și l-a văzut pe Dumnezeu și l-a văzut pe Iisus Hristos. Și a văzut cerul deschis și a văzut Apocalipsa. Pentru că Ioan alege un lucru extraordinar. Când alții sunt în fire, eu să fiu în Duhul. Când alții duminica sunt în piață de mașini, eu să fiu în biserică. Amin. Când alții duminica sunt la piață, la reducere, să mai prindă o haină ieftină, eu vreau să prind haina mântuirii, pentru aia vin aici. Când alții duminica și vinerea și martă sunt în tribunale, eu vin aici ca să-mi dea Dumnezeu putere să rap, să iert. Că eu nu mă uit la avocații din lume care cer mii de dolari ca să îți rezolve conflictul. Eu mă uit la cel mai bun avocat care l-am în cer. Pe Iisus Hristos. Dragii mei, vă implor astăzi, nu vă mai uitați la valuri ca și Petru. S-au uitat la valuri, zice că au văzut că valurile au mari, au văzut vântul. Vă uitați-vă la ăla care umble pe ape, la Iisus Hristos. Închei spunându-vă că sunt oameni care toată viața se uită numai la un lucru, la o factură, la un telefon, la o mobilă și muncesc ani de zile până iau mobila aceea și cred că sunt fericiți. Numai că între timp vecinul și-a luat o mobilă mai faină și nu mai ești fericit. Toată ziua poate ești robit de ceva și te uiți la anumite lucruri. Mi-aduc aminte și cu asta închei primul punct. Veneam într-o zi de la Grișul Mare. În urmă cu aproape 7 ani de zile. Eram proaspăt căsătorit. Soția era cu mine în dreapta. În spate erau 3 cântăreți. Știți ce am predicat la Grișul Mare? Fratele Nicu Mărgăian trăia pe atunci. Am predicat o predică care e foarte simplu de predicat și e foarte greu de practicat. Dacă își cere cineva haina, dă-i și cămașa. Vreau să vă spun că am ajuns în Șiria și cine a ido în Șiria sau a fost acolo, este o curbă la dreapta de 90 de grade. După ce am luat curba la dreapta ca să merg spre Arad, atunci locuiam la Arad încă, am văzut în fața mea un bețivan care s-a prăbușit în șans de pe bicicletă. Am frânat puternic și soția s-a speriat, cei din spatele meu s-au speriat și au zis, ce faci, de ce frânezi așa? Și am zis, am frânat pentru că am auzit o voce care mi-a spus așa, dacă nu te oprești să-l ridici pe omul acela de acolo de unde e, toată predica ta e zero. Voi ne vedeți numai aici pe noi, așa-i? Și pe YouTube. Vreau să vă spun că în spate avem multe examene de dat ca să avem putere să predicăm cuvântul care îl trăim și noi. Înțelegeți?
Dragii mei, am frânat. Nu era nimeni să transmită live, știți? Așa ne place nouă să transmite live, să se vadă, să, da? Ne place. Uitați-vă și dumneavoastră, când știți că vi se face poză, nu? Cum îți zici? Tot e ok? Vreau să spun ceva, este unul care se uită la tine și când nu-i transmisie live. Este unul care se uită la tine și se vede la fiecare pas. Atenție! Și pentru că mi-era frică de Dumnezeu, m-am oprit. M-am coborât acolo în șanț, am întins mâna după el și l-am scos afară. Era iarnă afară, era fric, mai fric decât e acum. S-a uitat la mine și o zis, de ce v-ați oprit pentru mine? Voi nu vedeți cum miros de urât. Știți ce i-am spus? Pocăiții nu miroase mai întâi și apoi te ajută. Nu. Pocăiții te ajută. Indiferent cum miroși. Că miroși alcool, că miroși a curvie, a divorț, că miroși a mâl. Dragii mei, s-a uitat la mine și mi-a spus așa, zice, tu ești membru în biserica, și mi-a spus biserica din care sunt membru. Tu ești pocăit. M-am bucurat că nu a spus că sunt penticostal sau baptist. Că avem mulți penticostal, baptiști, ortodoxi și avem foarte puțin pocăiți astăzi. M-auziți? Dumnezeu când citește cartea vieții nu împarte oile, zice, oile penticostale mai la stânga un pic, baptiste mai la dreapta, da, voi la mijloc, ostașii. Nu. Oi și capre. Iertați-mă, nu poți fi capra aici și oaie dincolo. Iertați-mă. Iertați-mă. M-auziți ce spun? Nu poți aici cu drace și dincolo cu Dumnezeu. Nu poți. Nu poți aici cu haină de porci și dincolo cu haină albă. Nu poți asta. M-auziți ce spun? I-am zis, omule bun, vreau să te duc acasă în această seară. Pentru aia m-am oprit. Vreau să te duc acasă. Că pocăitul nu te scoate din șanț și te lasă în mijlocul drumului. Eu vreau să te duc acasă. S-a uitat la mine și mi-a zis, în seara asta eu nu mă duc acasă. Nu era chiar așa beat încât să nu pot porta o discuție cu el, dar își ținea foarte greu echilibru. Și l-am întrebat unde vrei să mergi. Și-a zis, la tren, la Șiria, vine trenul peste un sfert de oră, vreau să-l prind. Dar unde vrei să mergi? Să-mi pun capul pe șine. Atunci am înțeles de ce la masă, când am stat la masă, simțeam un îndemn puternic să mă scol, să plec. Nu știam de ce. Nu știam de ce. Vreau să vă spun că în viața omului care trăiește cu Dumnezeu, nu care vorbește doar despre Dumnezeu, nimic nu e la întâmplare. Mă auzi? Dragii mei, i-am spus, ascultă-mă, eu vreau să te duc acasă, locul tău nu e la gară, locul tău e lângă nevastă-ta și lângă copii, că mi-ai spus că ai nevastă și copii. O accepta până la urmă, deși mi-a spus că stă departe, undeva la 2 km jumate. Și a zis, zice, poate voi vă grăbiți și noi trebuie să merem. Era cu bicicleta lângă el, mergeam pe jos și am zis, nu ne grăbim. Unde să mă grăbesc? La meci? La filme? M-am lăsat de mult de aștept. Unde să mă grăbesc? Că unii să grăbesc, n-ați văzut la ce stresați zis. Unii să grăbesc. Dragii mei, ascultați-mă. Cei care merg cel mai repede în poporul lui Dumnezeu sunt aia care măr la pas cu bețivul, cu bolnavul, cu văduva, cu săracul. Mai auzi ce spun? Ăia ajung primii. Ai înțeles? La noi, la pocăiți, nu-i ca la maratoanele astea. Te depășesc și zâmbesc sarcastic, ironic. Nu. La noi, la pocăiți, e altcumva. Dacă în cursa mea spre cer ajung lângă un bolnav, nu-l depășesc până nu se face bine. Dacă în cursa mea spre cer ajung lângă un om care are inima împovorată de păcat, eu nu semnalizez stânga și îl depășesc. Eu mă opresc și mă duc la pas cu el până omul ăla se eliberează de păcat. Faci asta? Aveți impresia că păstorul naște oi? Nu păstorul naște oi, oaia naște oi. Mulți ne-au votat să fim în comitet, să fim păstori, să fim prezbiteri, să fim diaconi, ca să stea ei frumos să mânce popcorn la televizor. Să facă păstorul și comitetul tot. Asta vreți. Asta vrem. Nu vrei să vii și tu cu snopul tău în cer, să vin și eu cu snopul meu. Nu? Nu vrei când trenul mântuirii se oprește pe peronul gării cerești să se dea jos oameni din compartimentul tău care să zică pe mine m-a dus Hristos aici. Duhul Sfânt prin Hristos, bineînțeles. Pe mine m-a dus Ion, nu fost mare predicator. Dacă când o vându lapte la piață nu pune apă în lapte. Pe mine m-a dus X sau Y sau altul.
O pornit înaintea mașinii, cântăreții, unul la bicicletă, alt cântăreț l-a prins de mână, altul de altă mână. Și mergea cu... Eu m-am urcat în mașină pentru că eram singurul șofer, soția în dreapta. Și mergeam în spatele lui și am auzit din nou vocea aceea. Și m-a întrebat așa, mai știi ce ai predicat? Pentru că îl vedeam pe omul acesta, era într-o simplă cămașă, nu știu unde era plovorul sau ce-a fi avut. Și afară era undeva la minus 8 grade. Și vedeam cum tremura de frig, noroi pe cămașă înghețat. Și Duhul Sfânt mi-a zis, mai știi ce ai predicat? Și am frânat a doua oară și m-am coborât din mașină. Și am dat vestonul jos și m-am dus să-l pun pe el. Și în timp ce îl puneam pe el, mi-a spus, de ce pui vestonul ăsta curat peste cămașa mea murdară? Și i-am spus, pentru că și Iisus a pus cămașa lui curată peste haina mea murdară. Și acum când Dumnezeu se uită la mine, nu mai vede haina mea, vede haina lui Iisus, haina de neprihănire a Fiului Său. Ai înțeles de ce ești curat astăzi? Nu că meriți tu, ci pentru că Iisus a pus haina lui peste tine. Așa fericit era omul ăsta, merea acasă bucuros. Am ajuns în fața casei și a ieșit nevastă la poartă. S-a uitat la noi, nevastă sa. Și primul lucru care mi-a spus, prima întrebare, au zis, așa e că sunteți pocăiți. M-am uitat pe mașina mea să văd, că n-aveam pește pe mașină, știți? Că unii au pește, dar ei sunt raci. În pung. Oameni, vreau să vă spun ceva, pe noi nu eticheta ne salvează, nu forma, conținutul. M-am uitat să văd, aveam Biblia la mine, nu, era în mașină Biblia și am întrebat-o, Doamne, dar de unde v-ați dat seama? Că n-am pește pe mașină, n-am Biblia în mână, nu? Și-o zis, ascultați-mă să vă spun ceva, de 2 ani de zile soțul meu când ia salarul merge în birt. Pentru că aici am vrut să ajung, el n-are ochi în sus ridicați, el toată ziua se uită la pahar. De 2 ani de zile copiii noștri suferă de foame, de mâncare, de lipsă de mâncare. Și întotdeauna zice, când ia salarul, știu că nu o să vin acasă în seara aceea. Și a doua zi sau seara târziu, eu mă duc să îl caut prin șanțurile din șirie. Și într-o zi când l-am adus acasă, am spus așa în gândul meu, dacă într-o zi o să mi-l aducă cineva acasă, numai pocăiții pot să fac asta. Dragii mei, eu m-am înțeles meseria. Tu ți-ai înțeles-o? Știți care e chemarea noastră? Să mai duce oameni acasă. V-am spus întâmplarea asta și de câte ori ajung în șiria, o spun. Sau prin împrejurimile șiriei. Nu l-am mai văzut pe omul acela. Îmi pare și astăzi rău că atunci când a intrat înăuntru în curte, a dat haina de costum a mea jos și m-a întins-o. Îmi pare rău că i-am luat. Dar întotdeauna când ajung acolo în zonă, zic mărturia asta și mă rog, de 7 ani de zile, să știți că mă rog. Și spun, Doamne, n-ai vrea să-mi faci o bucurie? Într-o zi să se ridice din sală în picioare și să zică, frate Crist, eu sunt omul acela. Eu cred că se va întâmpla asta. Vreau să spun o întrebare astăzi. Ți-am zis despre un om care toată viața s-a uitat la pahar. Altă toată viața se uită la țigări, toată viața se uită la vecinul. Ce mobilă are vecinul, ce casă are vecinul. N-ai vrea în seara asta să te uiți în sus, căci de acolo îți vine izbăvirea.